Anul acesta, perioada destinată depunerii dosarelor pentru creșe a debutat pe 3 mai. Sute de părinți se luptă pentru puțin peste 50 de locuri disponibile în creșele din Slatina. În doar 2 săptămâni, la sediul Direcției de Protecție și Asistență Socială Slatina, au fost depuse 30 de cereri. 50 de locuri estimăm acum. Situația locurilor vacante o vom afișa undeva până în luna, până la 1 iulie. Atunci vom ști sigur locurile vacante. Este posibil ca și după ce afișăm acele locuri să mai avem. Sigur vor fi mai multe decât 50. Noi am luat minimul. Deci, deocamdată mergem pe 50 de locuri. Dar sigur vor fi mai multe. Selecția copiilor pentru creșă se face în urma unei evaluări a dosarului. Acesta trebuie să cuprindă copii ale certificatului de naștere, actul de identitate al părinților, dar și adeverințe de venit. Fiecare dosar primește un punctaj în funcție de mai multe criterii. Domiciliul părinților să fie cât mai apropiat de creșă, locul de muncă, familia cu părinte unic sau cazurile sociale sunt doar câteva condiții impuse pentru ocuparea unui loc la creșă. În funcție de distanța pe care o au către până la creșă, în funcție de locul de muncă al părinților, de existența unui loc de muncă, pentru că este normal că dacă părintele stă acasă, nu are aceeași nevoie de a duce un copil la creșe ca un părinte care lucrează și nu are cu cine să-și lase copilul. Contează cazurile sociale. La nivelul municipiului Slatina funcționează 4 creșe cu o capacitate de 170 de locuri. Acestea deservesc o populație de peste 70.000 de locuitori. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârsta de cel puțin 10 luni și cel mult 3 ani.